Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la as.ro live. Invitatul nostru de astăzi a plecat din Moldova și a prins două dintre cele mai frumoase echipe din fotbalul românesc, la Pitești, FC Argeș, și aici în București, Rapid București. A încercat-o să dezvăluim lucrul acesta, să devină campion mondial și cu naționala jurnaliștilor, să spun, cu naționala artiștilor, dar de fiecare dată când s-a dus acolo, au terminat pe locurile fără podium, n-a prins podiumul. A evoluat de asemenea și în China, într-o vreme în care noi nici nu prea știam unde este China pe hartă. Despre toate acestea, dar despre alte multe povestiri, discutăm astăzi cu Constantin Schumacher. Bună dimineața! Și în primul rând, mii de mulțumiri pentru că știi că vii de la Pitești. Vin cu drag, mai ales acum că e o perioadă mai liberă pentru mine și am timp să fac lucrurile astea. Da. Mii de mulțumiri! De unde numele ăsta? Numele de familie? Numele de familie e frumos, toată lumea, mamă, când zice Schumacher, mamă, toată lumea, primul lucru pe care îmi spune, poate ești neam cu cel care are numele și care în momentul ăsta nu trece printr-o perioadă foarte ok. Da. Străbunicul meu a stat la Buzău în perioada aia de război și a prins momentele respective. De acolo, de la Buzău, când după străbunica, s-a mutat la Baia, unde a fost o reședință a zonei Moldovei, a Sucevei, da? Și de acolo a venit numele ăsta Schumacher, pe bunicul meu îl chema Wilhelm Schumacher. Bunicul chema Wilhelm Schumacher. Da. Foarte tare. Și n-a fost nimeni care să nu te întrebe, nu? Adică toată lumea. Și mai ales venind din zona Moldovei, cum spuneam, zicea, domnule, dacă era altă zonă, mai... Da, din partea asta la altă, din Ardeală. Șumi, mai ți-aduce aminte de începuturi la fotbal? Bineînțeles, cum să mi-aduc aminte. Adică nu am vrut să zic momentele frumoase. Că ești mai bătrân. Nu, mai bine zici, cu cât crești în vârstă, crești în valoare, să spune, știi? Nu în vârstă, știi? Să spune mai frumos așa, să zicem că nu suntem bătrâni. Crești în valoare. Exact. Da. Ți-aduce aminte? Totul, mi-aduc aminte. Momentele a fost fotbalul, doar fotbalul a existat? Sau mai pentru mine mai doar fotbalul, atât. Pentru că atunci nu aveam altceva. Nu aveam alte plăceri, cum au ăștia tineri acum, adică nu avem laptop, nu avem telefoane, nu avem, ne trezeam dimineața, mergeam la școală, în timpul orelor la școală, deja în pauza aia de 10 minute, cred că toată lumea care suntem de generația asta, ne gândeam ce facem, făceam echipele deja în oră, cu cine jucăm și ca să pregătim meciurile pentru pauza respectivă, pauza de 20 de minute, mamă, dacă prindem terenul la școală era... Perfect, dar erau vreo două echipe care așteptau, te lăsau 10 minute, după aia intrau alții care... Dar vezi că nu răceam și noastră, că rămâneai îmbrăcat la fel, nu aveai timp să te mai treabă de schimburi, de toate lucrurile astea. Acum am la fel, făcând o paranteză, am o școală de fotbal cu niște copii și părinții lor sunt total diferiți de ceea ce cunoșteam noi, părinții noștri, care nu știau, până la 16 ani, nu știau unde mă antrenez eu, personal, nu știau că eu, știa că sunt la fotbal, dar nu știa că eu sunt, mă duc undeva să locația. Mă antrenez. Locația respectivă. Și acum, scriu pe grup, picur azi, putem să facem antrenament în balon? Păi suntem în iunie. Ei vor să facă, ei fac acum fotbal, copiii din generația asta fac fotbal 6 luni cu 6 luni. Adică 6 luni balon, 6 luni afară. Da, corect. Păi și voi nu făceați la fel? Noi făceam la fel, dar puneam niște pungi la picioare cu gheață și toate aia ca să avem, avem niște tenis drăgășani și puneam niște pungi în picioare ca să nu ne înghețe picioarele și mergeam la antrenamente și... Ghete, mai târziu puteam să spunem, ghete de fotbal. Și când a fost primul contact? Bun, ăsta era la nivel amator, ca la să zicem la nivel așa. Amator, asta eram cu copiii, cu prietenii care făceam între cartiere, fotbal și ne puneam, ne scriam pe spate cu cretă, cu carioca, numele și... Tu cine erai sau cine voiai să fii? Eu eram fan Maradona. Maradona. Maradona a fost fanul meu și acum la fel a rămas și... La fel, am avut o emisiune care, la fel, nu mai dă nume la emisiune, vorbeam online, vorbeam și după ce aveam un tricou cu Maradona și chiar m-a arătat persoane respective, uite ce tricou am, că sunt cu Maradona. Și după aia m-a sunat la o oră să-mi spună că ce s-a întâmplat. Și tricoul l-am pus în ramă. Da, pe bune. Tricoul l-am pus în ramă. Adică în noiembrie, anul trecut. Anul trecut care a fost, da, am avut tricoul pe mine în ziua când a murit Maradona. Da, pe cuvânt. Și l-am pus în ramă. Deci l-am pus special în ramă. Bine, noi cam toți. Noi cam toți am fost cu Maradona. Că pe vremea aia, dar de unde aveai tricou sau cum? Nu, aveam un tricou făcut de la un tricou oarecare doar cu poza lui Maradona. Atâta tot. Cu poza. Doar cu poza lui Maradona. Așa. Da. Bun, deci erai Maradona cu carioca? Da, era Maradona cu carioca și jucam cu copiii mai mari. Vă dați seama,
având anumite calități la vârsta respectivă, jucam copiii mai mari la, sau când ne întâlneam duminica, că trebuia să ai anumite ore care joci, jucam copiii mai mari. Și dacă nu driblam sau nu făceam ceva, primeam niște șuturi în fund, cum erai atunci, știi cum erai cel mai mic, tu trebuia să fii cel judecat într-un fel. Corect, corect, corect. Și cu echipa mare, de exemplu, pot să spun că era atunci Cornel Anton, un antrenor foarte bun de zona Moldovei, care a antrenat și la echipele mari, și la Foresta Fălticeni, cum era atunci, și la Foresta Suceava, cum este acum, așa, dar la Foresta Fălticeni, eu jucam la junior, la CSS Fălticeni, la junior 1, junior 2, și el deja la 15 ani, 15 ani jumate, m-a luat să mă antrenez cu echipa mare. Deja făceam antrenamente cu juniorii, jucam duminica la juniori și până atunci făceam antrenamente cu echipa mare. Da. Eu deja la 16 ani jumătate jucam la Liga 2. Dar Liga a doua pe vremea aia, să ne aducem aminte ce însemna. Liga a doua pe vremea aia erau niște tecălea în primul jucători rând de fotbal foarte, foarte mari. Și jucând la Liga a doua, ca să facem toată asta, cum am ajuns la Pitești, am jucat cu FC Argeș, atunci în momentul ăsta, era antrenor Ion Moldovan la FC Argeș, Mihai Georgescu președinte și... Pe mine mă ținea, dacă mai țineți minte, era un jucător Nedelcearu, care a jucat și pe la Dinamo sau la cum era înainte, Viitorul. La Victoria. Victoria București. La Victoria. Da. Fiind eu mai tânăr, l-am driblat de vreo câteva ori. El mă ținea pe mine. L-am driblat de vreo câteva ori și a zis Moldovan în timpul jocului, dacă te mai driblează copilul ăla, te scot afară. Având 16 ani jumătate, da. Și da, făcând asta, după aia am ajuns la Pitești după vreo jumătate de an. S-a fost greu să pleci de acolo? Da, foarte greu la început, pentru că foarte mulți fotbaliști din zona Moldovei, ajungând în zonele astea, la București, la Pitești, în zonele astea se pierd. Se pierd, clar. Se pierd. Tu știi foarte bine că sunt foarte mulți care, ajungând la București, se pierd pentru că viața, anturajul, le vezi altfel și este altfel București. Pleci dintr-un oraș mic, ajunge aici. Aici te pierzi foarte, foarte rapid. Dar am avut șansa să am niște oameni lângă mine foarte importanți care m-au ajutat și chiar am avut, mă bucur de ce perioadă am avut și la FCR și la Rapid. Chiar poate puteam să fac mult mai multe, dar știi cum e, lăsăm ce am făcut frumos. Și o echipă senzațională, de cupe europene de și așa mai departe. Da, noi am fost echipa care am ajuns în cupele europene, de atunci nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta, chiar dacă încearcă anumite... Și acum au rămas în prima ligă, ceea ce este foarte important pentru ei. Sper ca rezultatele în continuare să fie mult mai bune. Ce mergea atunci de atunci acolo? Era unitatea de grup, erau jucătorii buni, erau pe... Bine, dacă ei așa pe fiecare în parte, erau niște jucători. Înainte, în zona Piteștiului, se scoteau mulți fotbaliști. Acum, de vreo 4-5 ani, nu s-a mai întâmplat acest lucru, adică nu mai sunt jucători care vin din spate la echipa mare. Aveam o unitate de grup și aveam un grup foarte, foarte frumos, plus un președinte care era domnul Struie atunci, pe vremea aia, care era, din punctul meu de vedere, unul din cei mai buni președinți pe care i-am avut și cu care am putut să colaborez. Nu se întâmpla vreodată să vină în cabină, să întrebe de ceva, să zică ceva. Totul era la zi, cum se dădeau înainte bani, la 3 luni, la 4 luni, nu se dădeau ca acum la lună. Și aveam condiții foarte bune. Liniște. Și jucători foarte importanți. Jucători. Era Silviu Dumitrescu, era antrenor, nu? Am prins pe Silviu Dumitrescu, am prins pe Marian Bondrea, primul după aia care am continuat cu dumnealui, Moldovan. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.